Da, păi n-avem de ales, n-avem de ales. Primăvara se lasă așteptată, plouă și acum văd că ploaia s-a enervat. Ploaia s-a enervat și s-a transformat în lapoviță, o lapoviță de asta lentă. Avem termenul de ploaie mocănească. Avem oare lapoviță iohanească, așa încet, cade de parcă vrea să ne spună niște cuvinte. Nu, că am fost anunțați, ieri la meteo ni s-a spus, încă de ieri ni s-a spus, aveți grijă că vremea în zilele astea este capricioasă. Dar ce-i vremea asta? Pizza? Pizza capriciosa. Vreme capricioasă, știți voi ca și cine, precum cine. Capricioasă, aia nu-mi place, aia nu-mi place, poate așa, poate așa. Și apoi tu nu reușești să-i dai răspunsurile corecte, nu reușești să-i faci pe plac și atunci îți dă lapoviță. Îți dă lapoviță până se face în ninsoare. Bună dimineața și bine v-am găsit într-o sfântă zi de miercuri. Miercuri, ziua cea mai productivă a săptămânii. Sau, cum ar zice Cristi Borcea, reproductivă. Cafea bună primită pe buymeacoffee.com/nicubendea de la Lucian. Mulțumesc frumos, dragă Lucian. Lucian din Ogna Mureș, dar plecat în străinătate de mulți ani. Și îmi zice, Lucian, nu Bogdan. Rareș Bogdan. Dar ce aveți voi cu domnul Rareș Bogdan? De ce vă disociați de Rareș Bogdan? Că Rareș Bogdan face treabă bună în coaliție. N-ați văzut? N-ați văzut? Ieri am avut 6.118 cazuri. Cele mai multe cazuri de guvid din acest an, cu toate măsurile luate, cu toate izoletele, cu toate vaccinurile, cu toate... 6.118 cazuri. Ieri în toată România. Bine, să fac și teste mai multe, dar totuși, mă, batem pasul pe loc. În loc să avem mai puține cazuri, ATI-urile îs la limita superioară a funcționalității și, nu e așa, ăștia ce fac? Ăștia din coaliție ce fac? Mai au două scaune de împărțit. Locul 1 TVR, locul 2 radio. Trebuie să-și pună și acolo oameni. În rest au pus oamenii peste tot, la toate agențiile, la toate instituțiile, unde se dau bani serioși. Oamenii, lipitorii de afișe, șoferii, cei care au dus pungile cu făină în atâtea campanii, au fost răsplătiți. Și acum, pe cine mai punem pe astea două scaune? Au stat cei din coaliție, s-au gândit, au vorbit, au discutat, s-au încrâncenat și au ajuns la marea concluzie. Domnule, TVR-ul nu-i bine să fie condus numai de o persoană. Trebuie să fie condus de două persoane TVR-ul. Așa că facem încă două scaune în loc de unul, da? Îl splităm în două scaune. Unul să fie pentru șeful Consiliului de Administrație și unul să fie pentru președinte. La fel și la radio. În loc de un scaun să avem două. Deci, uite, domnule, din două scaune făcură patru. Zici că-s pe Crușin. Xenalax cu Crușin. Au mulțit scaunele. Dacă pe vremuri se înmulțea pâinea, se înmulțeau pește, acum ăștia au înmulțit scaunele. Numai ca să aibă toți acoliții lor, toate camarila lor, să aibă loc de cinste și remunerat bine din banii noștri. Ce poți să faci decât să bei o cafea de pe buymeacoffee.com/nicubendea? Că mă întreabă doamna Clara din Luxemburg, zice, cum să facem să vă dăm o cafea? Doamnă scumpă, intrați pe site, vă descurcați. Cafeaua asta vine și de la Anca și de la Florin din satul mare. Vechii mei prieteni, știți că ieri a fost în timpul filmării un pic de haos. Că a venit cineva peste mine, a făcut scandal, a făcut gălăgie, i-am pus cu botul pe labă, vorba poetului. Ce să facem? Îi studiu în aer liber. Și zice Florin, ce tu te descurci, Nicule, ai făcut fața anarhiei, zice. Știi cum e aia? Dacă viața îți dă lămâi, fă limonadă din ele, dacă viața îți dă fasole, fă un bograș. Și dacă viața îți dă o cafea pe buymeacoffee.com/nicubendea, bea-o, ce Dumnezeu? O cafea, cred că i-a făcut azi dimineață și regina Angliei, soțului ei, Filip, care săracul după o lună de spital s-a întors acasă la 99 de ani. L-am văzut în mașină, săracul zici că era împăiat, venea acasă pentru pensie. Nu, mă, decât să ajungi așa, numai aia are vorba românească, nu știe omul. Iar știe omul ce ar ajunge, nu m-ar suspina și ar plânge. Mai mult mor decât viu, l-au adus acasă. Charles era plecat la vânătoare de nevăstuici. Sau de nevestele altora, habar n-am, nici nu o stat de vorbă cu el. Iar prințișorul meu, prințișorii noștri, William și Harry, au avut o discuție pe tema interviului acordat de Harry și de Meghan lui Oprah. Și după câteva ore de discuție n-au ajuns la nicio concluzie. Să le fie rușine, mă. Doi copii frumoși, educați, nu se pot înțelege pe amărâtile alea de miliarde care... pe care o să le moștenească. Ei, apăruse poza și cugetarea după interviu. Știți? Că nu face vântul.
cu pomul ce face Meghan cu omul. Asta e. În schimb, Smiley e cel mai fericit. În sfârșit a găsit un nume potrivit pentru fetița lui. Fetița lui și a Ginei Pistol, Josephine. Josephine Bonaparte, Josephine Bacher, Josephine Maria. Nume frumos, românesc. Tușa Josefină, care era rudă cu vărul Aidan. Nume românești, adevărate, clasice, ce să... Apropo de românești, de tradiție, de românisme, de așa, am văzut pe Maria Dragomiroiu recent într-o reclamă la Farmacia Inimii Catena. Și clipul zice că e în viața reală, cum e la ea acasă, că e și impresarul, soțul sau domnul, bebe micul la masă, nu e nicio problemă, se joacă acolo cu copii, se bat cu perne, toți îmbrăcați în blugi, normal, numai doamna cântecului românesc Maria Dragomiroiu, în ie și cătrânță și fotă și alea. Că așa se îmbracă o mare artistă a neamului acasă, se îmbracă în costum popular. Farmacia folclorului Catena. Da. Urși și păpârte. Că în continuare ninge până la presele, din soare mintră în trupul tot, un dans de oameni de zăpadă ce îmbrățișarea n-o mai pot. În soare păpârte, bucuria urșilor din predeal. Și ieri a fost un urs păpârte. Ce căuta neamțul în Bulgaria, ce căuta ursul pe pârtie. Să mai distrează și ei. E un îndemn la mișcare, domnule, dacă și ursuleții și urși au ajuns pe pârtie, fac mișcare. Nu stai să gândești, să nu mergi să adun bani. Uitați-vă, UBB. Cum ar fi zis Andrei Marga, cea mai mare universitate din România și din sud-estul Europei, UBB, Universitatea Babeș-Bolyai, cum îi place la soacra să nu Bolyai, Bolyai, așa îi place la soacra mea să pronunț, Universitatea Babeș-Bolyai, a cumpărat hotelul Opera Plața pentru clujeni, fosta fabrică de bomboane, de dulciuri, de Pătraian Moșoiu, da? Ori cumpărat-o ăștia de la UBB cu 5 milioane de euro. Fosta fabrică, adică actual hotel. Hotel de 5 stele pentru UBB. Și au mai luat ei un hotel pe vremuri numit Topaz. Deci Universitatea Babeș-Bolyai se extinde, domnule. Cumpără hoteluri cu săl de conferință, cu spa-ul. N-o vedeți? Numai să treacă pandemia asta și apoi să vedeți ce fericiți vor fi studenții de la UBB. Să faci tu cursuri în hotel, să mergi la saună între două laboratoare. Trai miniacă pe banii Senatului UBB. Sănătate, Doamne ajută, buymeacoffee.com. Mulțumesc, Lucian, Florin, Anca, să vă dea Dumnezeu sănătate. A trecut 1 martie cu mărțișor, a trecut 8 martie cu flori și cadouri și a venit 16 martie cu pumni, palme și bătaie. În localitatea Telgiu. Oare știți știrea? Știți știrea. În localitatea ardeleană Telgiu. O femeie a ieșit de la poliție pentru că se află în prim proces de divorț cu soțul. Nu se mai înțeleg problema lor. Și divorțul este o instituție, la fel precum este instituția căsătoriei. Da, da, soțul, care e o brută, că altfel n-am cum să-l numesc, când i-a ieșit nevasta, care ei va să fie fostă nevastă, a luat-o la pum, la palme. Cred că ați văzut imaginele, da? O întins-o pe jos, o lovit-o, da? Nu știu ce a fost între ei. Nu mă interesează când s-a rupt, cum s-a rupt lanțul de iubire. Dar într-o femeie nu dai. Dacă ajungem în halul ăsta de dezumanizare, s-a terminat cu matricea poporului român, cum o răcăie doamna Șoșoacă, da? Ce-i curios? Sau ce nu-i curios? Că deja nu ne mai miră. Erau oameni în jur, da? Niciunul n-a reacționat. Filmau cu telefonul, da? În timp ce femeia lua bătaie de la încă soțul ei. Un taximetrist curajos l-a oprit pe ăsta ca să nu o căsăpească mai rău. Astea sunt vremurile pe care le trăim. România, martie 16-2021, da? Cu un picior în Schengen, cu celălalt cu viză, fără viză în America, da? Și cu mijlocul la vedere. Dar, ce ciudat, după ce se filmează chestia asta, se arată unor cetățeni de acolo din zonă, care zic, domnule, de asta trebuie să înfunde pușcăria, de asta nu e om, de asta... Noi reacționăm la ce vedem filmat. Când e o chestie în direct, punem mâna pe telefon să o imortalizăm. Ni s-a pierdut simțul ăsta, am pierdut simțul ăsta al empatiei. Domnule, dacă ești la fața locului și se întâmplă o aberație, se întâmplă ceva care iese din limitele normalului, acționezi, nu? Acționezi! E ceva anormal, se întâmplă sub ochii mei, iau atitudine. Nu, eu prima dată filmez, după aia developez. Am ajuns să avem simț civic
doar dacă ne uităm la filmulețe. În timpul ăsta, într-un alt colț de țară, lângă secția de poliție se întâmpla chestia asta, în Telciu, da? Polițiștii se uitau pe geam. Bă, ne vine așa urma. Într-un alt colț de țară din România, polițiștii intervin în forță cu berbeci, cu lovituri, într-o casă unde nu era cel pe care îl căutau. Ne scuzați, ne nu știu ce, dar banii s-au dat pe acțiunea aia. Și atunci ne mai mirăm de ceva în țara asta. Jocul-i pe noi. Fiecare face ce poate. Sper că nu v-am întristat, dar să fim un pic mai atenți la cei din jur. Că dacă nu suntem atenți la semenii noștri, nu ne respectăm nici pe noi înșine. Cam mult am vorbit azi. Vă las pe voi să continuați în comentarii. Mulțumesc tare mult și scuze de deranj. România încă este, dar nu știu cât va mai fi.